Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeoni, iată-ne în studioul Capital TV. Într-o altă zi, destul de rece, de iarnă 2021, aproape jumătate din luna ianuarie a trecut deja. Ce ne-a adus până acum acest început de 2021? Și poate și ce va urma, dar fără să avem pretenție că suntem profeți sau reîncarnarea lui Nostradamus, vom vedea, vom auzi în minutele următoare. Împreună cu noi este în studioul de televiziune domnul Ilie Toma, deputat PSD. Bună ziua, domnule deputat! Bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am regăsit. Salut dumneavoastră, doamnelor, bună ziua, domnilor. Salut cu deosebit respect cetățenii județului Hunedoara și la început de an vreau să le urez un an sănătos, un an de care să se bucure alături de familiile dânșilor și de cei dragi dânșilor. Văd că vă pricepeți la urări, asta nu este rău, dar pe noi nu ne-ați Să orcovit când știți ați în... Nu, nu că ne-ați orcovit când ați nu mă pricep în mod special la urări și întotdeauna când vreau să fac o urare, încerc să-mi regăsesc acea urare în suflet, să știți. Probabil de asta spuneți că mă pricep la urări. Vin Da. din suflet. Și Este cu foarte Sorcova cum simplu. rămâne după emisiunea? După După emisiune, dar emisiune. Sorcova a trecut deja, probabil să nu fie pentru anul viitor, sau cum Da, spuneți. cine știe. Bun, revenind într-un ton serios, pentru că până la urmă despre asta este vorba, vreau să vedem, domnule deputat, ce se va întâmpla din punctul nostru în 2021, ce se întâmplă deja. Acum, trebuie să vă spun că pe surse, fără a avea nicio legătură cu băieții cu ochi albaștri, și dumneavoastră aveți ochi albaștri, dar cu ceilalți băieți cu ochi albaștri, am aflat că ați avut de curând întâlniri cu reprezentanții pensionarilor din județul Hunedoara și cu reprezentanții unei firme din municipiul Hunedoara. Da, Adevărat? este foarte Nu, e simplu. adevărat? Este adevărat, Ok. într-adevăr, pentru că nefiind chemat la București în aceste prime 10 zile din noul an 2021, nu am putut să stau și să pierd vremea. Noi avem cabinete parlamentare în teritoriu și dacă este activitate de teritoriu, atunci am încercat să fructificăm acest timp, care este un timp mort din punctul meu de vedere, nefiind chemat la București, nefiind chemat la București pentru că se pare anul 2021 a început destul de prost pentru români și regret acest lucru din cauza unui guvern incapabil să gestioneze tot ceea ce înseamnă criză sanitară, criză economică, la urma urmei și criză în educație, pentru că aceste școli care funcționează cum funcționează, eu le văd ca și o mare criză și cu cât trec zilele, criza în educație se adâncește. Observăm cu lejeritate acest lucru. Am încercat să fructific timpul în speranța că toate forțele politice, în momentul când ne vom reîntâlni, să uităm care ne sunt doctrinele politice, să venim în sprijinul cetățeanului. Pentru că e momentul clar. E un moment, zic eu, chiar zero, în care ar trebui să restartăm tot ceea ce s-a întâmplat până acum, că ni s-a schimbat și viața cu acest blestemat de virus COVID, și să venim în sprijinul cetățenilor. Am început zilele trecute printr-o întâlnire cu Asociația Pensionarilor de la CEA Speranța Hunedoara. Dânsii au expus niște lucruri foarte pertinente și ne spuneau, ne povesteau din modul dumnealor de funcționare, din modul dumnealor de a se întâlni cu pensionarii, un lucru foarte curios care vreau să vi-l spun și dumneavoastră. La întocmirea bugetului, fiecare societate, fiecare SRL, fiecare asociație, la început de an își întocmește un buget. Ca și o medie pe ultimii 10 ani, la întocmirea bugetului dânșilor, au luat în considerare următorul lucru. O parte din bugetul dânsilor facea referință la cele ajutoare de deces. La un număr care variază de la an la an, între 11.000, am înțeles, și 13.000 de membri ai CRE-ului dumnealor, avea un număr mediu de 210-220 de decese. Pentru anul 2020,
întocmindu-se acel buget pe un număr de 220 de persoane care preconizau, în funcție de vârstă, că vor fi decedate, au avut 500 de decese. Da, COVID-ul. Exact aici am vrut să ajung. Trebuie să avem mare atenție, trebuie să avem o aplecare față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, față de sănătatea noastră și, nu în ultimul rând, față de sănătatea celor de lângă noi. Și asta se întâmplă doar în municipiul Hunedoara, nu? Asta doar în municipiul Hunedoara, da. Deci, în loc să fie un număr mediu de decese, cum era în ultimii 10 ani, o medie 210-220, au fost peste 500 de decese. Dintr-o dată s-a dublat. E adevărat că au fost persoane în vârstă, e adevărat că au fost persoane care au și comorbidități, adică alte afecțiuni, ca să fim exact pe termen popular, să înțeleagă toată lumea. Da, exact. Acum, e la modă să spui întotdeauna tot ceea ce se întâmplă. Bani engleză, bani termen medical, bani... Lumea nu este... Cetățeanul de rând nu este obligat să știe toți termenii. Trebuie să-i spui mi se pare și o prostie cu aia. Trebuie să-i spui exact pe înțelesul omului de rând, pentru că legea se face în primul rând pentru toți. Și omul de rând trebuie să o înțeleagă. De multe ori spunem, n-ai înțeles legea, oricum te faci referință la efectele ei. Da, dar trebuie să o și înțelegi de ce sunt efectele legii sub formă următoare. Mare atenție la tot ceea ce se întâmplă în această criză COVID. Mare atenție la tot ceea ce înseamnă, vreau să fac încă o dată apel la toți cetățenii, la toți semenii noștri, la tot ceea ce înseamnă protecție sanitară și reguli sanitare care trebuiesc respectate, de la distanțarea socială, până la purtarea măștii, până la dezinfectarea mâinilor, până la a încerca să fim în grupuri cât mai restrânse. Deși nu aceasta este viața noastră, că nu asta e. Cu toții simțim și avem în suflet o idee de socializare cât mai mare. De fapt, asta și înseamnă omenire. Ideea de socializare, de a fi cu celălalt și de a avea acțiuni comune. E simplu. Dânsii au spus că în zilele următoare o să elaborez o scrisoare către cabinetul meu parlamentar și o să mă duc și o să prezint mai departe, să vedem cu ce putem ajuta cât mai concret și pertinent asociațiile de pensionari. Pentru că se observă că statul român... Din ce punct de vedere al statului? Al legislației, al încercării de a le crește pensiile așa cum prevede legislația în vigoare și așa cum ce aflați în arcul guvernamental, cum le place să-și spună, nu o respectă. Partide care nu sunt interesate, niciodată nu au fost interesate de cetățeni. Partidul Național Liberal, USR Plus, dar nu știu, ăsta e USR sau și Plus, sau și USR Plus. Sau... Întrebați pe ei, că plus vă USR, cu ei e foarte greu, plusul de mereu, că îmi pare foarte rău să faci o astfel de asociere pentru a obține majoritate, pentru a obține puterea politică și să nu te gândești la semenul tău și la cetățeanul de lângă tine, să nu fii atent la problemele și să nu fii sensibil la problemele cetățenilor, mi se pare de cea mai joasă speță. Iertați-mă că vă spun. Da, de ce spuneți nu că te poți... nu sunt sensibil? Că nu sunt sensibil deloc. E foarte greu de dedus ce se întâmplă în aceste zile cu criza sanitară. Este foarte greu ce se întâmplă cu criza economică, cu criza în educație. Începem anul cu demonstrații în stradă. Ați văzut, polițiștii nu mai doresc să-și facă datoria pentru că nu li se acordă acele sporuri, care sunt sporuri legale. Nu mai puțin, că deviem și vreau medicii, să ajungem și acolo. Medicii, personalul medical, li se blochează salariile. Deja le scad salariile. Sanitas a anunțat proteste. Profesorii nu sunt luați în seamă. Pentru înghețarea salariilor din cauza ordonanței de urgență respectivă a salariilor și a pensiilor. Da, asta aș fi vrut să o discutăm. Da, o discutăm separat, nicio problemă. Deci am vrut să vă spun, eu vin de la ideea și istoricul meu profesional face referință mult la persoanele vârstnice și la persoanele tinere. De pensii, pentru că la pensii nu s-au bucurat doar persoanele vârstnice, sunt și acele pensii de urmași în care erau foarte mulți copii care erau beneficiari pensiilor de urmași. Deci am avut contact, în primul rând, să spun așa, cu persoanele cele mai vulnerabile din societate, care sunt tinerii și persoanele în vârstă. Și n-am putut să uit acest lucru. Da, cu ăștia cu pensii speciale ați avut contact? Ai avut contact, că ești directorul casei de pensii și normal. I-am felicitat întotdeauna. Atâta timp, avem este mulți, o lege de, de aplicat. Nu mai știu acum, că nu mai am acces la... Aproximativ așa, din ce știți. Erau pe vremea mea undeva în județul Hunedoara din totalul de...
erau 140.000 de dosare, cu aproximație anul 2017-2018, nu, de pensii generale. A. Pensii de drept erau undeva la 4-5%. Erau cu pensii speciale procurori, judecători, personal din militar, aviație. Asta, aici se îngădează și pensiile total de serviciu. De fapt, pensia specială e pensia specială, pensia de serviciu e altceva. Da, da. Așa stăteau lucrurile. Dar vreau să... Haideți să revenim la oamenii ăștia. Și ați avut o întâlnire cu ei, ați depus... Nu, dânsii vă face o scrisoare în zilele okay următoare. Și cu ce ar putea, care vorim, cu, ce ar cu schimbarea legislației. Cu ideea de a fi de acord și a lupta cu toate forțele și cu tot ceea ce înseamnă legislație, ca și parlamentar, pentru aplicarea legii. Că noi suntem acolo pentru garantarea funcționării statului de drept. Statul de drept funcționează prin instituțiile statului de drept, care sunt reglementate prin legislație. Păi dacă tu, indiferent ce ai fi, prim-ministru, președintele României, președintele Camerei Deputaților, nu vrei să aplici legislația în vigoare, înseamnă că nu respecti Constituția. Într-un stat democratic, Constituția este Biblia națiunii. Trebuie să respecti foarte clar legislația. Nu fac acest lucru. Din câte văd eu, dânsii sunt prin vacanțe, nici nu știu pe unde probabil își petrec timpul. Noi, și fac când spun noi, cu siguranță eu și colegii mei ai Partidului Social Democrat, reprezentanții în Parlamentul României, care sunt deputatul Natalia Intotero, deputatul Sălan Viorel, senatorul Cristian Răzmeriță și subsemnatul Ilie Toma, noi nici nu am plecat din județ. Nu ne-am dus, am fost și ați observat și prin legătura cu care avem cu cetățenii și prin întâlnirile care le avem, suntem în permanent contact cu dânsii și suntem în permanent contact cu problemele dânsilor. Pentru că nu poți să-ți permiți, în primul rând, este o stare de alertă. Nu poți să-ți permiți să te duci în vacanțe și să lași tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru uitat. Nu poți să nu participi în aceste zile la ideea de a veni și a ajuta să redeschizi școlile, să stopezi criza virusului COVID și să încerci relansarea economiei. De-aia ești trimis acolo. Noi am vrea foarte clar să știm ce se întâmplă cu banii României în toate aceste zile, dar nu spune nimic. Numai puțin, că ajungem și aici. ArcelorMittal, care este? V-ați întâlnit? O a doua întâlnire a fost într-adevăr în compania ArcelorMittal Hunedoara. Am avut o întâlnire cu directorul general, domnul Pavar, care mi-a făcut o prezentare pe care o și știam eu, lucrând în compania ArcelorMittal și fiind hunedorean și încă am locuit acolo întotdeauna în municipiul Hunedoara și sunt mândru de acest lucru și am muncit acolo 21 de ani. Știam în mare problemele dânșilor, de 12 ani s-au mai schimbat, într-adevăr, că viața merge înainte. Ideea este foarte clară și este următoarea. În momentul în care... Știți că noi am stat în Parlamentul României până în ziua de ajunul de Crăciun. Și am fi vrut să lucrăm și între Crăciun și Revelion și și după Revelion. Nu era nicio problemă. A muncit? Că e chestie de semantică. A muncit, ok, am înțeles. Vă mulțumesc de corecție. Și în toate acele zile au avut loc audierea miniștrilor pe repede înainte, dar i-am ținut mai mult decât timpul care ni s-a impus și una dintre întrebările pe care eu, ca și reprezentant al Comisiei de Industrie și Servicii, am avut de audiat ministrul Energiei și ministrul Economiei și la ambii le-am pus exact aceleași întrebări care se leagă clar de economia României, de starea economică a României, de tot ceea ce se întâmplă cu companiile din România și nu în ultimul rând, de fapt în primul rând, am făcut referință la Hunedoara. Am făcut referință la complexul energetic Hunedoara, am făcut referință la termocentrala de la Mintia, am făcut referință la minele din Valea Jiului. Am făcut referință în mod special la combinatul ArcelorMittal din Hunedoara, unde v-am spus, cunosc mult mai bine problemele și este un combinat care încă face performanță, chiar dacă suntem în criză economică și cu un personal muncitor nu foarte bine plătit. Și mie nu-mi convine acest lucru, pentru că siderurgiștii pe vremuri erau foarte apreciați, iar acum, din punct de vedere al salarizării, nu mai este același nivel care era odată. Dânsul mi-a expus problemele, mi-a arătat că materia primă, de exemplu fierul vechi, s-a scumpit de două ori, cresc prețurile în energie. Ok, cu toate aceste lucruri, făcând referință exact la întrebările pe care le-am pus și Ministerul Energiei, dacă are în vedere
și mi-a spus care, actualul ministru al energiei, domnul Popescu, scheme de întrajutorare pentru marile companii energofage, cei care consumă foarte multă energie electrică. Și a spus că există scheme și vor fi scheme pentru întrajutorare tocmai pentru a li se returna parțial niște sume din consumul de energie electrică pentru a putea ține pe linia de plutire o mare companie economică. Stați că aici n-am înțeles. N-ați înțeles. Și vă spun și de ce. De ce? De ce trebuie... O întrebare, pentru că este foarte două simplu. Secunde. Stimate domnule Adrian, vă rog numai un minut. Știți ce vreau să vă întreb? Nu știți. Dumneavoastră de ce ca trebuie și consumator să se implice electric, statul? Dumneavoastră da, ca și consumator. Da, dar este vorba de niște locuri de muncă într-o companie mare unde valoarea adăugată pe produs este foarte mare. Acolo. Cotele de venit și de participație la venitul statului sunt destul de mari. Taxe, impozite și atunci e normal. Nu să bagi în groapă o companie economică, ci să o menții pe linia de plutire, să-i ajuți să-și țină cel puțin locurile de muncă pe care le au în acest moment. Că și atunci n-ar fi mai simplu să-i fie acordate și nu-i vorba doar de compania ArcelorMittal, din Hunedoara, este vorba de toate companiile economice. Toma, dați-mi voie să vă întreb. N-ar fi mai simplu, zic și eu, fără să fiu economist, să-i acordați niște facilități fiscale. Dar nu să faceți scheme de energie electrică... Nu e vorba doar pe energie. Asta ar fi fost principala idee prin care dânșii ar fi putut fi ajutați, că au fost ajutați și în anii trecuți. O altă idee care s-a desprins tocmai din discuție este exact ce a spus dumneavoastră. Vor veni și vor prezenta un material prin care vor încerca să obțină niște scutiri pentru legale, evident, pentru anumite plăți, se poate mări salariile. Pentru că eu le-am spus, da, mergem la Comisia de Muncă și Protecție Socială din Parlamentul României, mergem la Comisia de Buget și Finanțe, prezentăm aceste lucruri, dar trebuie să veniți cu lucruri pertinente. Păi vă spun cerem un această lucru foarte pertinent, pentru a mări anumite salarii. Vă spun un lucru foarte pertinent, dar asta nu înseamnă că am ceva cu dumneavoastră. Vorbesc la modul general, da? La modul în care da. Sunt percepute taxele și impozitele astea în România. Vă dau exemplu unui SRL care are, de exemplu, un amărât de magazin la țară. Da. Da? Omul ăla merge cu un adaos de cât pot să mergi? Nu știu, 20%, 25%, da? Asta înseamnă că trebuie să vândă de 10.000 de lei ca să câștige, teoretic vorbind, 2.500 de lei. Dacă omul ăla care are un magazin la țară are un angajat cu salariu minim pe economie, nu prea mai muncește nimeni pe salariu minim pe economie, dar la asta, să nu, să știți, la asta ne raportăm. Salariile, din păcate, foarte greu din păcate, exact, da, dar din păcate foarte, greu, foarte multe care salarii accept... se mine pe economie da. Și Partidul Social Democrat tocmai acest lucru nu dorește. Sunt minime pe dorește economie, să, mai dă din mână să crească, câte ceva nu și așa mai departe. Nu cunosc mecanismele asta, ilegale, sincer nu le cunosc, nu am cunoștință despre ajung pe la urechile noastre. Informații nu? Ajung, sunt organe care se pot ocupa de lucrurile astea. Ea are 2000 și ceva de lei încadrare, rămâne în mână cu cât? Cu 1300 și ceva. Diferența de 700, 800 până 900 de lei la un salariu minim pe economie se duce la stat. Eu înțeleg lucrul ăsta, ok, contribui la pensii, că e normal, principiul contributivității. Ce se mai plătește? Sănătatea, impozitele. Bun, sănătatea. Unde să regăsesc, domnul Toma, banii ăștia din sănătate, de la toți angajații ăștia? Pentru că, până la urmă, banii pentru sănătate, CSE-ul ăla pe care îl plătește e mai mare decât contribuția la pensii. Domnul Adrian, unde Simon, să regăsesc? Mi-ați unde ridicat sunt banii exact ăștia? Mingea la fileu. Atunci ați trageți. Observat din toate ideile care Partidul Social Democrat le-a expus și le-a concretizat. Nu, a fost criza sanitară, să nu fost... uitați vorba. N-aveți spitale, nu, vreau să iau... nu sunt dotate. Nu pe sunt, rând, nu știu vi le iau ce... pe rând, păi, ca să fie foarte, mă rog. Foarte clar. Tocmai asta spunem, Partidul Social Democrat, pentru relansarea economiei, scheme pentru toți investitorii privați, indiferent de la cel mai mic până la cel mai mare, pentru menținerea locurilor de muncă, pentru recalificare, pentru crearea chiar și unui loc de muncă în plus. Este foarte important ca un om să aibă un loc de muncă, să aibă venituri și să nu fie în grija statului. E mult mai important să investești în viitor decât să fii un stat care acordă doar ajutoare sociale. Nu, investește în sănătate, investește în economie, investește în educație. Astea sunt trei chestii primordiale într-o economie pe care
Bunii noștri colegi de la Partidul Național Liberal, USR Plus și UDMR, aflați momentan la conducerea țării, nu vor să le înțeleagă. De aici am plecat cu ideea, da? Este normal să ajuți orice investitor privat. Compania ArcelorMittal din Hunedoara este la noi acolo și este foarte cunoscută mie și mi-a fost lansată această invitație. Nu puteam să refuz pentru că înțelegeam și cunosc pe acei oameni care lucrează în acea companie și vreau să încerc să-i ajut. Am obținut votul dânșilor, da? Fiind cetățean al municipiului Hunedoara și le mulțumesc pe această cale și respect și vreau să duc și eu mai departe. Că nu este vorba doar de mine, da? E o mare onoare să obții al doilea mandat, de o mare responsabilitate, vă spun eu. În al doilea mandat trebuie să încerci să faci cât și mai multe lucruri pentru oamenii pe care îi reprezinți. Pentru că acei oameni și-au pus speranțele și încrederea în tine în momentul în care te-au votat. E normal să mă întâlnesc. Și zilele următoare am o invitație de la Asociația de Pensionari Minieri din Valea Jiului, condusă de domnul Ioan Hortopan, domnul inginer. Sunt aceleași colaborări vechi pe care le-am avut întotdeauna și pe care nu vreau să le uit. Râdeați de mine la începutul emisiunii și mă întrebați, mai opresc oamenii pe stradă, da. Mai discut oamenii și chiar la intrare în clădirea în care aveți noastră studio, ați văzut că au fost niște oameni care m-au oprit. Da, este evident. Acum, oamenii nu știu despre ce e vorba. Ne-am întâlnit efectiv în fața studioului. Da, ați văzut că oamenii, dacă îi respecti, te salută cu respect și îți vorbesc cu respect și încearcă să-ți arate exact și să-ți expună problemele dânșilor pertinente întotdeauna. Dacă stai să asculți omul, întotdeauna vei găsi și vei învăța ceva din ceea ce spune acel om. Și duci mai departe. Bun. Acum, să facem investiții, să facem... Da, domnule, foarte bine să facem. Nu fac deputații. Deputații fac legi. Fac legislația care asigură baza legală pentru a face investiții, pentru a se desfășura activitățile economice și nu numai... în perfectă legalitate. Asta este ideea. Am plecat de la ideea unui stat democratic care trebuie să funcționeze pe baza unor legi. Dar întrebarea mea este următoarea. Cu ce? Că nici buget nu avem încă pe 2021. Păi vedeți, m-ați oprit când am vrut să vorbesc despre acest lucru, v-am spus. Noi, reprezentanții Partidului Social Democrat în Parlamentul României, am vrea să știm foarte clar ce să ne așteptăm de la anul 2021. Ce se întâmplă cu banii țării? Câți români au venit acasă? Care este rata șomajului? Și nu în ultimul rând, în primul rând, ce se întâmplă cu bugetul consolidat al României pentru anul 2021? Ce se întâmplă? Pe ce se întâmplă? Vedeți, nu vor să facă încă niciun proiect de lege pentru acest buget. Dar l-au schițat spus, măcar din creion. Nu l-au schițat, au spus că îl vor da în a doua jumătate. La jumătatea lunii ianuarie. Au spus că la jumătatea lunii ianuarie suntem aici. Nu, acum și eu am aceleași informații, am văzut că și colegii mei tot au discutat și au întrebat probabil forurile decizionale când se va întâmpla acest lucru. Informația pe care o am la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, dacă pot... Probabil vor amâna două luni, pentru că în acest fel fac niște economii. Știți că se funcționează pe vechiul buget, care nu-i creionat, n-ai voie să depășești un anumit procent de cheltuieli din vechiul buget. Și atunci este foarte simplu. Deja două luni suntem în derivă. Nu mai contează, nu mai intervenim nici în economie, nu mai intervenim nici la creșterea pensiilor, nici la creșterea salariilor, nici la creșterea alocațiilor. Pentru toate aceste lucruri există legi. Trebuiau să crească pensii, trebuiau să crească alocații, să le dubleze. Salariul minim pe economie trebuia crescut. Despre ce discutăm? Despre indiferență totală în tot ceea ce se întâmplă. Da, pe 2020 cu înghețarea salariilor și a pensiilor. Înghețarea salariilor, normal, blocaje în economie, exact ceea ce știu dânsii să facă întotdeauna, ce a făcut, indiferent dreapta când s-a aflat la guvernarea României. Au blocat pensii, au blocat salarii, nu că le-au blocat. Au tăiat pensii, au tăiat salarii, au închis spitale, au închis școli. Acum școlile, practic, nu le-au închis, le închid sub o altă formă, stai acasă. Să rămânem la pensii. Domnul Tom, eu n-am înțeles lucrul. Nu sunt fan al măririi pensiilor. Dar nu pot să spun nici că nu-mi pasă. Înțelegeți? Adică nu susțin cu tărie această dublare, creștere cu nu știu cât, cu nu știu cum. Dar, domnule, dacă e lege, s-a dat o lege, nu? Legea trebuie respectată, unde lege nu-i tocmeală. Da, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nu? Promulgată de președinte, acceptată de
partidele aflate în Parlamentul României în acea vreme. Ea trebuia să intre în vigoare de la data de... Trebuia deja să înceapă foarte clar toate dosarele să fie recalculate și la 1 septembrie să se facă ultimele finisaje, pentru că legea intră în vigoare de la 1 septembrie 2021. Unde vor fi toate acele creșteri despre care se discuta și pe bună dreptate oamenii le așteptau, pentru că pe noua lege a pensiilor se repară foarte multe nedreptăți și inechități. Se vor lua în calcul tot ceea ce înseamnă grupa întâi de muncă, grupa a doua, grupă specială, grupă deosebită și la perioade mai mici, nu pentru stagiul total neapărat de cotizare să fie avut toată perioada de grupă specială, de exemplu, sau de grupă de subteran sau alte grupe. Și se vor regla din mers anumite inechități care fac referință, de exemplu, la un om care a lucrat un an în istoricul profesional al dânsului și alt om care a lucrat 22 de ani, neavând neapărat tot stagiul complet de cotizare, dar a lucrat 22 de ani față de un an, vor fi diferențieri de pensii, exact acele diferențieri pe care omul așteaptă, pentru că spune că este nedrept eu care am lucrat 22 de ani să fiu plătit ca și cel care a lucrat un an de zile, spre exemplu. Vreau să vă spun următorul lucru. Vă rog să mă lăsați ca să vă mai spun niște chestii foarte importante. Nu, da, vis-a-vis de așteptat. Păi nu înțeleg ce se așteaptă, să mai curețe COVID-ul, să mă ierte Dumnezeu și telespectatorii. Că poate sunt cinic. Ce așteaptă? Să mai curețe COVID-ul niște pensionari? Nu interesează nimic de ceea ce înseamnă legea pensiilor. Ei nu știu că acolo vor fi recompensate mamele cu mai mulți copii, cu mai mult de 3 copii. Vor avea 6 ani reducere la vârsta standard de pensionare și pentru fiecare copil peste cei 3 vor avea încă un an pentru reducere. De la 4 copii trebuie stimulată creșterea natalității. Foarte important. România este în declin din acest punct de vedere al natalității. Este luat în considerare acordul global. Acordul global face referință exact la cei oameni care au muncit poate și 12 și 14 ore pe zi și nu au primit pentru acea muncă suplimentară, nu au primit ceva spor la punctajul, la calculul punctajului de pensie. Sunt niște lucruri foarte importante. Nu mai discutăm despre acea mărire care legal era pusă în lege de 40% pentru anul 2020. Deja avem doar o creștere de 14% pentru anul 2020. Este nedrept. Este nedrept pentru că este și o situație de criză în care nu trebuie să lași, mai ales categoriile vulnerabile de cetățeni dintr-o societate, să le lași de izbeliște, pentru că acești oameni, în primul rând discutăm, repet, sunt și alți beneficiari care v-am spus, pensii de urmași, dar în primul rând sunt beneficiari doar persoane în vârstă, persoane care au lucrat și au făcut ceva în viața asta și au ținut copii și au crescut copii și au muncit pentru țară și acum când au nevoie dânsii să fie și ei ajutați, pentru că pensia nu este un ajutor social, pensia este un drept câștigat. Dânsii au nevoie de echilibru, de stabilitate. Sunt persoane în vârstă, sunt persoane care au probleme de sănătate. Să ne gândim și noi cum vom fi când vom fi ca și dânsii. Probleme de a-și cumpăra medicamente esențiale pentru a-și continua viața. Că vedeți dumneavoastră, sunt multe afecțiuni care depind de anumite medicamente. Ferească Dumnezeu să nu mori, să o spunem pe șleau. Și noi cum îi ajutăm? Îi ajutăm blocându-le, stopându-le veniturile. Venituri pe care dânsii, pe bună dreptate și prin lege, au dreptul să beneficieze de ele. Este nedrept. Eu n-am înțeles un lucru, domnule Toman, vis-a-vis de pensii. Știu că sunt anumite categorii la care se ia media veniturilor pe ultimul an sau pe ultimele câteva luni, în proporție de 80%. Nu, acele sunt pensiile speciale. Sunt pensiile deci speciale. Acelea sunt pensiile speciale. Da, noi deci discutăm despre... Nu, ideea e următoarea. Eu, înainte de a ieși la pensie, din moderator TV mă duc și mă angajez pe undeva. Trebuie să aveți o anumită vechime într-un sistem. Deci trebuie să aveți minim 20 de ani. De exemplu, să spunem, în sistemul militar sau... Deci nu e valabilă chestia asta. Sistemul de ordine publică și... Trebuie o anumită vechime. Nu poți... Doar gata, păi mă dacă duc și se ia media veniturilor pe ultimele, nu? Tu ești din la media veniturilor respectivă. Pe ultimele 6 luni sau pe 6 luni din ultimul an care sunt cele mai avantajoase, doar în condițiile legii. Condițiile legii spun că trebuie să ai minim 20 de ani vechime. Da, am înțeles. Deci există, deci, totuși, nu e chiar atât de simplu, gata, mă duc și mă angajez. Trebuie să intrăm în legislație de pensii, dacă doriți, o facem oricând. Și nu, pentru că nu sunt foarte pregătit în acest domeniu și atunci nu are rost să bușbui. Nu e problema. Era ideea să se știe exact despre ce e vorba, exact. Știți? Exact. Foarte, foarte bună întrebare, nu e problema. Pentru că poate unii se gândesc și la lucrul ăsta. Bă, las că mă aranjez eu. Acum
Acum nu poți chiar atât de simplu, totuși, repet încă o dată, eu încă tind să cred că în România funcționează legile unui stat de drept și o democrație. Da, apropo de pensii, că e într-un fel domeniul în care dumneavoastră excelați. E mult spus, e foarte greu să excelezi, îți trebuie zeci de ani să fii în sistemul de pensii. Mă rog, în care vă pricepeți destul de bine. Am încercat să mă pricep destul de bine întotdeauna acolo unde am lucrat. Cât sunt? 4-5 milioane de pensionari în toată România. Cam 5 milioane de pensionari în toată România, da. Noi câți mai suntem în țară? Vreo 15... 16 milioane, maxim. Am mai discutat în Comisia de Industrie Servicii cu cineva de la Institutul Național de Statistică, spunea că după ultimile estimări ar fi 17 milioane jumate deci de români în țară, pentru că s-au întors și mulți acum cu această criză COVID. Tocmai despre asta discutăm. Bun, și vă spunem că am vrea să știm la ce vreo 2-3 milioane de copii, că nu cred că sunt mai mulți. Poate, ceva... poate sunt mai mulți. Da, până în 18 ani faceți referință până la copii. Sunt mai mulți, ani, da. Da. Undeva până în 4 milioane. Deci 9 milioane. Muncitori, doar pe vremea Partidului Social Democrat, și aici nu fac, vreau să laud, ci vreau să spun foarte clar, numărul de muncitori în anul 2017 și 2018... chiar și la începutul anului 2019, depășea numărul de pensionari în România. Adică numărul de contracte de muncă depășeau numărul de dosare de pensionare aflate în plată în România. Da, banii era o performanță economică, creștere economică, trei ani la zile. Ba da, vă spun următorul lucru. A fost redus deficitul din bugetul asigurării sociale, pentru că pensiile se plătesc, bugetul asigurării sociale face parte integrantă din bugetul consolidat al României, dar este un buget separat. Și pensiile se plătesc din acel buget. În doar 2 ani de zile, 2 ani și jumătate, a fost redus deficitul la bugetul asigurării sociale de la 16 miliarde la doar 1 miliard jumate. Bun, asta în 2018. 2017, 2018, 2019 la început. După preluarea guvernării în noiembrie, în doar 2 luni de zile s-a mărit acel deficit bugetar, aproape s-a dublat. S-au luat în unde ajungem? Unde ajungem? În masiv. Dezinteres total față de persoanele vârstnice și nu în ultimul rând față de cetățenii pe care îi reprezinți. E dureros să spun acest lucru, dar asta este realitatea. Pe lângă că ne-am îndatorat enorm de mult, în doar un an de zile Partidul Național Liberal a îndatorat România cât a îndatorat Partidul Social Democrat în 3 ani și jumătate de guvernare. E... Păi și unde sunt banii? Păi unde sunt banii? Exact, asta e întrebarea cea mai bună. Cred că dânsii ar fi cel mai măsură să ne spună. Chemați că nu-i regăsesc. Acolo, în parlament. Îi chemăm tot timpul. Am făcut interpelări, am făcut întrebări. Întotdeauna jonglează și nu dau răspunsuri pertinente, nu dau răspunsurile care le-am așteptat să vedem. Faceți exact. Și noastră, eu nu le regăsesc, domne, nu mi-ai răspuns la întrebare, ai vorbit două ore și nu mi-ai spus nimic. Nu-i regăsesc acești bani nici în educație, nici în sănătate, nici în investiții majore în țară. Nu știu, iau dintr-un loc și cârpesc în altul, își plătesc datoriile, se duc acolo cu gândul la, eu știu, aș umfla buzunarele dânșilor, probabil. E foarte greu să discuți despre astfel de lucruri. Vreau să vă mai specific încă o idee. Partidul Social Democrat va creiona în paralel un proiect de buget în care vom demonstra și îl vom expune în Parlamentul României și vom încerca să fie votat ca și lege, deși este foarte greu și că nu avem majoritatea. Dar vom arăta că există bani de pensii, că există bani de salarii, că există bani de locații, că există bani de investiții. Atât, mai puțin față de anii trecuți, dar există acești bani, doar că ei sunt foarte prost gestionați și prost direcționați. Și dacă nu vor vrea să înțeleagă, este un mare regret. Dacă nu pot și nu știu, măcar lăsați-i pe alții sau ascultați-i pe alții. Ok, sunteți care sunteți la guvernare, dar luați ceea ce este mai bun din ideile care sunt scoase legal în Parlamentul României. Nu vreți să faceți acest lucru, îmi pare foarte rău. Sunteți degeaba la guvernare atunci. Încercați să fiți alături de cetățenii României. Este momentul. Criză sanitară, criză economică, criză în educație. Ați observat ce se întâmplă cu acele centre de vaccinare, acea mare campanie de vaccinare. Două secunde vă întrerup. De fapt, două, trei minuțele, luăm câteva momente de publicitate și revenim cu campania de vaccinare. Okay. Rămâneți cu noi.